În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, nu-i nevoie de comentarii prelungite sau de expresii prea împodobite. Hristos se naște, slăviți-L. Hristos din ceruri, întâmpinați-L. Astăzi, ca de obicei, a doua zi de Crăciun, cum îi spunem noi, sau dacă vreți, a doua zi de plin praznic al nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, sărbătorim trei mari evenimente. Cel dintâi lucru, pe lângă fervoarea și învățătura colindilor pe care le ascultăm, a cântărilor care s-au cântat, puterea nedefinită sau necuprinsă a Sfintei Liturghii, avem praznicul sau cinstirea soborului Maicii Domnului, așa se numește sărbătoarea, și aici implică pe toți cei implicați în taina nașterii, bătrânul Iosif, Maica Domnului, îngerii, magii, e pomenit și netrebnicul de Irod, care la rândul lui, aici vă puteți da seama cât de mult slăbește omul fără frica lui Dumnezeu, să ajungi tu în răutatea și în vanitatea ta să tai pruncii nevinovați doar de dragul că-i tăiat uși pe împărat. Până la urmă putea să facă o selecție mai amănunțită și să zică, domnule, poate să vină dintr-un dregător, bogat sau ceva. A tăiat în Betleem toți pruncii sub 2 ani și până la 2 ani ca să fie sigur că printre ei poate fi și împăratul. Deci asta înseamnă orbirea sufletească, ca să-i spunem într-un cuvânt. Iar apoi, prezentat în taina Crăciunului ca tablou spiritual, ce? Imaginea unui cuvios. Și aș crede eu că nu întâmplător este legată viața Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana de praznicul nașterii. Mai întâi de faptul că a murit, folosim noi termenul laic, s-a mutat la Domnul pe 26 decembrie 1406, deci exact în plin praznic al nașterii, dar corespunde exact cu fuga în Egipt. Deci, probabil, rodul șederii Mântuitorului în Egipt este tocmai formarea acelor locuri binecuvântate și pline de darul lui, cu cele mai frumoase comunități monahale, care vor fi în secolul 3, 4, 5, 6, vârful monahismului, vârful teologiei și vârful trăirilor autentice în Hristos. Iar mâine, care este tot o sărbătoare ca și cea de astăzi, vom întâlni un alt element, un alt mod de jertfire, un alt mod de trăire, deci mucenicia sau jertfirea până la sânge pentru Hristos, și o să vedeți mâine în conținutul învățăturii despre puterea și lucrarea spirituală în rolul de formare a temeliei și vetrei plămădelii creștine a Sfântului Arhidiacon Ștefan, cel întâi mucenicit, primul și întâiul mucenic, care moare pentru numele lui Hristos, dar care moare lăsându-ne o replică care în finețea spirituală, în modul de trăire pe care l-a avut în Hristos, el n-a vrut să jihnească pe iudei, ci le-a spus celor tari în cerbice, adică ca să nu spună, bă, tu ești prost, ai coarne, deci celor tari în cerbice și netăiați împrejur la inimă. Adică degeaba își tăiau prepuțul împrejur să împlinească legea veche dacă nu își tăiau răutatea inimii, care este începutul tuturor relelor. Atât Nicodim de la Tismana, cât și Arhidiaconul Ștefan sunt două ilustre figuri sau două ilustre începuturi de trăire autentică în Biserica lui Hristos, care stau ca mărturia ce? Modul la care Maica Domnului putea să pătimească, ca și întâiul Arhidiacon Ștefan, fiind ucisă cu pietre, gravidă, fiind logodită, fiind necăsătorită și călcând rânduiala legii celei vechi, v-am explicat aceasta duminica trecută, s-a expus acestui risc de a fi văzută gravidă și de aici să-și spune că Iosif, bărbatul ei, drept fiind, n-a vrut să o vădească, ci s-o lase nascuns. Deci vă dați seama în ce ipostază era pusă tânăra fecioară. Și apoi, viața de cuvios a lui Iosif, care a avut într-adevăr o viață de bătrân exemplar, cinstit, corect și demn. Din ambele exemple, inclusiv cel al Maicii Domnului, ce putem noi descoperi astăzi important? Trei lucruri.
Nu există o biserică fără sfințenie. Asta e categoric și incontestabil. Deci nu putem vorbi de o biserică în care nu se găsesc sfinți. Sau nu putem găsi o biserică în care oamenii să nu îndrăgească harul sfințeniei. Deci nu poți să fii credincios și să fii borfaș, nu poți să fii credincios să fii bandit, nu poți să fii credincios să fii desfrânat, nu poți să fii credincios să fii criminal, nu poți să fii credincios să hulești pe Dumnezeu și poruncile Lui. Pe priceperea noastră. Un alt lucru pe care îl descoperim astăzi este acesta, fecioria. Întâiul arhidiacon Ștefan și mucenic, tânăr fiind, ne spune Faptele Apostolilor, alegeți 7 tineri fără de prihană, vrednici, drept, știutori, cunoscători, și alegând 7 tineri și-au pus mâinile pe el și așa mai departe, nu stăm să-i enumerăm pe ceilalți, Prohor, Parmena, Nicanor, Nicolae și așa mai departe, ci doar vă spun că erau 7, dar fără de prihană, bărbați fără de prihană. Din nou repet, nu borfași, ci aleși, nu pe sprânceană. Băi, tu știi să dai bine cu pumnul, vină în voa, nu. Ci oameni temători de Dumnezeu. Și același lucru îl găsim și în viața Sfântului Nicodim. V-am spus, un sârb după unii, vlah după alții, român după unii, cu mamă sârboaică și tată din neamul basarabilor, un oarecare academician, dar în cele din urmă un om adevărat, un creștin adevărat, ăsta era cuvântul lui. În preajma anului 1300 născut, prin 1326 îți duce la Athos, unde în grădina Maicii Domnului. Și spune că din pronia Maicii Domnului, după ce le formează toate acolo și le învață și să distinge ca fiind un preot și un monah bun, are o vedenie în care să vină să facă la Cascade Mănăstire tismana de astăzi. Asta ca idee, ne-am oprit, ca să știți despre ce se ocupa acest feciorel. Și acum ne întoarcem la treaba noastră. Capitolul de astăzi este un capitol și greoi, dar în același timp plin de câteva revelații. Deci ce întâlnim aici? Revelația Crăciunului. Și avem trei moduri de revelație. Arătarea stelei și aici ce vedem? Că ceea ce învățăm noi în astronomie, ceea ce învățăm noi în legile cerului, ceea ce învățăm noi în mișcarea matematică a cerului și a stelelor, nu corespunde cu mișcarea poruncită de Dumnezeu. Când se bătea amaleciții cu israeliții și ridica mâinile Moisei, biruia și a stat soarele pe cer până s-a terminat lupta. Deși soarele trebuie să meargă după mișcarea lui. Când a fost la înviere, ca să sar într-un punct mai important, în plină zi, când luna, noaptea este pe cer la lună plină și ziua stă ascunsă, cerul era întunecat și luna roșie ca sângele. Deci iată ce a făcut. Și a schimbat mișcarea cu 12 ori odată. A venit într-un punct unde nu, după rânduiala matematică a mișcării astrelor, n-avea voie să fie acolo. Spune Ioan, gură de aur. Ezechia, când s-a rugat, a stat soarele 3 ceasuri pe cer. Și bolnav fiind și întors cu fața la perete și rugându-se, a luat milă la Dumnezeu. Același lucru îl găsim și aici cu steaua aceasta. Deși n-avea ce căuta după toți astronomii și după toți cunoscătorii de stele să umble aiurea, nu era vremea cometei, cum se spune în termenul nostru popular, ea hălăduia de una singură nebună pe cer și făcea drumul când de la Ierusalim, când l-a răsărit. Când l-a răsărit, când la Ierusalim. Bineînțeles că la astronomia de atunci, la instrumentarul de atunci, steaua a stârnit un interes anume. Și bineînțeles că trei dintre cercetători, cum fac și astăzi expediții, ce a spus, băi, ne vom lua după ea, ne vom lua după ea,
până ce vom vedea ce este cu această stea. Și ce au făcut? Au plecat din Egipt, de acolo. Era școala, de la Șipar. Și-au luat la desagă, probabil, ceva merindic, curmale, pesmezi de pâine și ce ori mai fi mâncat acești magi. Au luat la ei daruri și cineva va spune, de ce au venit ei la drum cu daruri, cu smirnă și cu tămâie? Să vă fie bine definit și pentru totdeauna în minte. N-au venit neapărat cu scopul de a le aduce lui Hristos. Veneau din drumurile mirodenilor, veneau din locurile de unde se comercializau aceste lucruri. Și au spus, dacă tot mergem în Ierusalim și să izraeliți, și o să fie să murim de foame pe drum, sau o să fie să avem nevoie să ne descurcăm, mai vindem o leacă de aur, că să căuta pentru podoabe, pentru templu, pentru femei, cum era târgul pe atunci. Mai vindem și un pic de smirnă și tămâie, că trebuie la templu, nu e o problemă. Și avem din ce să ne descurcăm la drum să trăim. Nu era ca acum, te sui mașină, îți umpli portbagajul, dai la chei, în 3 ore ai făcut 400 de kilometri. Se mergea pe jos cu cămila, cu pasul, prin deșerte, țineai. Să nu vă închipuiți călătoria magilor ca fiind ceva cum ați plecat voi din biserică și până la stația de autobuz. Dacă luați cu adevărat traseul hărții Mântuitorului din vremea lui și veți urmări pe unde au trecut magii, veți vedea că distanța nu este de o zi sau două. Deci această stea s-a arătat timp de câteva zile pe cer și ei au mers călăuziți de stea și au bătut drumul pe troaie secetă, oboseală, poate timp ploios, că era vremea toamnei, era decembrie în Ierusalim, este vremea ploilor și a timpului rece, era poate și sloată, ca să spun așa, dar ei mergeau urmărind steaua respectivă. Și de ce spune în cântare că de la stea s-au învățat să se închine ție soarelui dreptății? Magii au constatat pe parcursul călătoriei lor o chestiune nemai întâlnită. Cum greșea o leacă drumul, cum steaua dispărea, ei iar se întorcea înapoi de unde țineau minte că au văzut-o prima, ultima dată, și iar luau puțin și schimbau drumul și vedea că steaua se vede și merge înaintea lor, propriu zis, nu ei s-au dus la Iisus, Iisus i-a chemat la el. Steaua i-a dus, steaua era lumina lor, băieți, după mine, nu mergeți bine, dispar. Când a ajuns la Irod, steaua, ce s-a întâmplat cu ea? S-a ascuns? Pentru că ei mergeau într-o cale cu primejdie. Și când au ajuns la Irod, care era împăratul locului, ce au făcut? Bineînțeles că au dus daruri. Bineînțeles că și acolo ar fi lăsat plocoane ca unui împărat, ca unui stăpân, ca unui om important. Dar au povestit toată povestea cu steaua. Magii nu știau la vremea respectivă că îl caută pe Iisus. Să nu credeți că magii au venit, a, da, este Iisus în Betlehemul Ierusalimului, hai acolo într-o, hai rapid acolo. Nu! Ci când au ajuns în Ierusalim, mirați că steaua li s-a ascuns tocmai aici, dacă toți suntem aici, ne închinăm împăratului, vorbim cu el frumos, s-au dus la împăratul Irod, i-au povestit scopul venirii în Ierusalim și în clipa aceea s-a născut în mintea lui Irod un lucru, spune Scriptura, căci am văzut la răsărit steaua, am auzit de un rege, Irod a crezut că este vorba direct de el și a spus, nu, steaua tocmai de la răsărit ne-a adus până la Ierusalim. Și ce spune mai departe? Și auzind regele Irod, s-a tulburat și odată cu el tot Ierusalimul. Păi care a fost prima reacție? Poate fi alt rege peste mine? Mai poate exista un rege în țara asta? Irod avea niște calități importante. Un tâlhar și un pervers nemai întâlnit, o vulpe, așa îl descrie Iosif Flaviu, cu viclenie luase tronul, cu viclenie și omorâse supușii, cu viclenie și făcuse o conducere scârboasă care să-i joace toate planurile și mizeriile lui, îi făcuse cezarului
îi făcuse o cetate și îi dăduse numele lui Cezarea Palestinei, tocmai ca să fie văzut bine în ochii Imperiului Roman. El, săracul, avea mamă evreică, dar tatăl era idumeu, îi se mai spunea idumeu. Deci nu era, era un jidan porcit, ca să folosim un termen. Nu era un iudeu pur. Și avea și interese meschine, le interesa mai mult puterea politică decât puterea spirituală a poporului Israel. N-avea treabă. Bir, taxele să curgă, să fie el boier, să nu-i lipsească nimic, să fie văzut bine și să aibă o imagine bună. De ce? Creștea trei progenituri din urmă și trebuia să le lase avere și moștenire când avea să-i însoare. Dar până unde i-a însurat? I-a însurat până acolo, până unde a fost în măsură să împartă regatul în trei, numai ca să nu-și lase o progenitură neîmpărat, fără tron. Și când a auzit că a mai apărut un alt împărat, să vedeți ce spune Scriptura. Și adunând pe toți arhiereii și cărturarii poporului, cine? Oamenii cunoscători ai legii, ai timpului, ai prorociilor, ai întâmplărilor. Căuta să afle de la el unde este să se nască Hristos. Asta a fost prima lui întrebare. Cine e Hristos ăsta? Ce-i cu el? Vedeți? Deci, e o întrebare pe care personal Hristos, în timpul vieții sale pământești, a obișnuit uneori să o pună și ucenicilor săi. Petre, cine zice lumea că sunt eu? Păi tu ești Ilie, tu ești Ioan, alții că ești Moise, alții că ești altul dintre proroci. Și atunci Hristos îl întreabă, dar tu cine spui că sunt eu? Păi tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, cel prea înalt. Și atunci ce îi spune Mântuitorul? Vezi, Petre? Nu carnea și sângele ți-a descoperit aceasta. Deci aceasta nu e descoperire de la oameni, ci Duhul, adică Dumnezeu, lumina, puterea. Auzind însă, să ne întoarcem la oile noastre, auzind Irod că în Betleemul Iudeii este scris prorocia că trebuie să nască, și uitați-vă în ce consta prorocia. Atât de simplă era. Magii o știau, dar nu o interpretau. Ei erau păgâni, n-aveau treabă, erau persani, egipteni. Și spune așa, și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, regatul lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși conducătorul care va paște pe poporul meu Israel. Păi îți dai seama, când tu ești în plină ascensiune, în plină putere, ești în plină forță, toată lumea tremură de frică, tu stăpânești și conduci totul, vin niște arhierei să-ți arate o scriere care spune că va ieși un conducător care va paște pe poporul meu Israel. Vă dați seama ce s-a tulburat. Așa spune și Colindu. Iar Irod s-a tulburat. Dacă magii au plecat, steaua iar s-a arătat. Deci de ce s-a arătat steaua? Ieșind de la Irod, ca să vedeți întâmplare, magii au avut și ei un lucru foarte important de parcurs. Ca să vedeți că revelația nu-i numai pentru... Ca să vedeți că revelația nu-i numai pentru noi, ăștia ortodoxi. Noi pretindem că suntem singurii văzători de îngeri, numai noi vorbim cu Maica Domnului, numai pentru noi stă îngerii și privesc raiul, numai pentru noi udă florile de acolo, numai pentru noi este totul creat. Nu! Mulți de la răsărit și de la apus, mulți de la miază zi și de la miază noapte vor cina în împărăția lui Dumnezeu cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Noi nu știm pe cei mulți. N-au nume, dar sunt mulți. Și spune așa. Irod, pentru moment, s-a lăsat copreșit de imaginea generală de împărat și a dat dovadă de liniște. O liniște aparentă. Da, da, nu-i nimic. A, dacă scrie așa, o să cercetăm și o să vedem. Și spune, i-a chemat pe magi ascuns și vroia lămurit să știe în ce vreme s-a arătat steaua. Vedeți, a început păgânul și nenorocitul de Irod să fie interesat de problema stelei. Și trimițându-i la Betleem, le-a zis, merge și cercetați cu deamănuntul, adică vedeți ce vulpoi bătrân. Ca la SRI.
a dat de un fir, de o mizerie, dar n-a trimis cagulați, trompete, girofaruri, nu. I-a trimis infiltrați-vă. Cercetați, mirosiți. Cine cumpără, cine vinde, cine vrea, cui îi trebuie, cine întreabă. Ați văzut totul tactic. Deci se vedea că nu era un om prost și nepregătit pe o temă atât de importantă. Aici era vorba, până la urmă, de contraspionajul și liniștea lui. Și era vorba de asigurarea tronului lui. Nu-l mai interesa alte probleme. Și atunci ce a făcut? S-a dat pe lângă magi, bă, fi voi cine-ți fi, buni, răi, nu mă interesează, dar mergeți și cercetați. Când veți găsi pe prunc și îl veți afla, vestiți-mi și mie ca să vin și eu să mă închin. Ați văzut câtă sinceritate, câtă inocență, câtă virtute și eu trebuie să mă închin lui. Iar ei, ascultându-l pe rege, au plecat. Și iată steaua pe care o văzură răsărit, mergea înaintea lor până a sta deasupra unde era pruncul Iisus. Dar, n-a fost să fie așa. Magii, pricepând toată povestea, că povestea are două tablouri, unul lumesc, cu oameni de rând, cu dăsagi de smirnă, tămâie, aur, călătorind, preocupați de problema unei stele călătoare, aș fi tentat să cred un lucru și aici vă spun o treabă care o să vă pară mirată. Vă aduceți aminte de episodul de la Bobotează, că Sfântul Ioan Botezătorul întreabă cine este acela pe care trebuie să-l botez? Și îi spune glasul Domnului sau glasul Îngerului, peste care vei vedea cerurile deschise, peste care vei vedea Duhul Sfânt pogorându-se, acela este. Acum eu vă pun vouă următoarea întrebare. Toți vedeau cerurile deschise? Nu. Toți vedeau porumbelul Duhul Sfânt pogorându-se? Nu. Toți pricepeau glasul Tatălui din cer? Nu. Unii au spus că-i tunet, alții că vorbește Ilie, alții că-i glas din cer. Dar nu înțelegeau ce spune. Cine înțelegea? Cel implicat în revelație. Și acum mă întorc la noi și spun așa. Cine vedea steaua? Magii. De ce trebuia să o vadă magii și n-au putut să o vadă locuitorii? Ce era așa de greu, uitându-ne toți pe cer, să vedem o stea cu umbla iurea, să ne luăm după ea să vedem unde stă și să dea toți de prunc? Vedeți că nașterea pruncului era o taină? Și nu întâmplător pentru cultura generală, ca să știți, nu întâmplător hanul respectiv unde trebuia să nască Maica Domnului când s-a făcut recensământul era plin de oameni și ocupat. Pentru că la vremea de demult, dumneavoastră știți, în orice târg, în orice cetate, în orice imperiu, în orice domnie, în orice stăpânire, ce erau? Dregătorii domnești. Dregătorii domnești ce însemnau? Însemnau niște ostași răzleți care verificau cine intră la han, cine trece pe cale, cine doarme în târg, ce oameni au venit la locul de dormit. Nu era ca acum toate dealurile cu pensiuni și sun la telefon și vă rog o cameră, vreau duș, felul 1, 2, felul 3, felul 4. Nu, erau din loc în loc care ați fost în Ierusalim, slavă Domnului, ați văzut cât de rare sunt orașele și cetățile una de cealaltă. Merge 100 de kilometri cu autobuzul de la un sat la altul. Sau vezi câțiva biduini pe o coastă într-un grup ușor acolo. Ei, așa era și acest drum. Tocmai de unde venea Iosif spre Betleem să se înscrie Maria spre Ierusalim, păi au mers săracii pe jos când au ajuns în târg. La vremea aia, nu credeți că Ierusalimul număra vreo 50.000 de locuitori. Nu să știe exact cât număra orășelul, Betleemul în sine, târgușorul. Acum ai dita localitatea, fiindcă s-au construit în jurul Mântuitorului adevărate citadele, adevărate metropole, pentru că să cere turismului, să cere dezvoltării, infrastructurii, plimbării turiștilor, oamenilor, localnicilor, s-au mulțit și ei în liniște și pace acolo și domnesc și trăiesc din pământul acela. Dar la vremea respectivă era cu totul altfel.
Și ce s-a întâmplat? A venit prunca cu burtica la gură, mititică, neînsemnată, săracă, sărăntoacă, cu măgarul de ață, vreau și eu să nască. A, cine-s mai ilegal la cap cu o naștere? Vă închipuiți ce înseamnă și o naștere în condiții primitive? O babă care să știe să o moșească, o femeie care să știe să taie buricul la copil, șapă înseamnă sânge, șapă înseamnă tulburare, șapă înseamnă, Doamne ferește, un deces și o grijă în plus, câte nu se pot întâmpla. Și bineînțeles, cel de la Han ce a zis? Ce să iau eu bani de la ăștia care nici nu au când pot lua drumeți bine plătiți și care nu le am grijă? Mergeți acolo în grajdul ăla. Dar mergerea în grajdă a fost totodată și o protecție. Nimeni nu căta o femeie lehuză în grajdă, după principiile umane. Și în felul acesta, fecioara a fost ferită de trei primejdi. De ochii ostașilor lui Irod, de ochii răufăcătorilor, oricare ar fi fost ei, și apoi de ochii lumii, pentru că taina era o taină. În fond și la urmei, acolo se petrecea o taină. Și cine erau cei implicați în revelație? Erau magii. Ei tot vedeau steaua aia, când ascunsă, când la vedere, când ascunsă, când la vedere. Eu, părerea mea, cred că s-ar fi întâmplat și treaba asta. Păi voi nu vedeți o stea? Păi ăștia prind fluturi, ce-s cu ei, nu-s normal, n-or fi sănătoși la cap. Ei, ei iar se întorceau până unde vedeau steaua și iar mergeau până au găsit locul și spune unde steaua a stătut deasupra unde era pruncul. Așa spune. Până a venit și a stat deasupra unde era pruncul. Dar când au văzut steaua, s-au bucurat cu bucurie mare. Și spune mai departe. Intrând, au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama lui, și de aici înainte au înțeles taina stelei și că cel din fața lor nu-i oricine. De ce? Ce om poate fi ăsta vestit de o stea? E clar că e un om mare. Destinul, cum spunem noi, zodiac. Dar era vorba de altceva. Era vorba de un om prorocit. Și atunci asta i-a mirat, pentru că se pare că în clipa intrării la Hristos, ei au trăit revelația, cum spun Sfinții Părinți și Tâlcuitori Evangheliei, că unii l-au văzut ca un împărat, unii l-au văzut ca un prunc și unii l-au văzut ca un mort. De aceea i-au adus aur ca unui împărat, smirnă i-au adus ca unui prunc și tămâie ca unui mort, deci tămâierea morții. Și aici am vrut să ajung. De ce v-am spus că ei sunt în mijlocul revelației? Din cauza că ochii mei văd bine, caut greu versetele. De-aia am dat jos ochelarii, că mai mult mă încurcă. Iauzi ce se întâmplă cu magii, ca să vedeți, vă spuneam că revelația nu e întâmplătoare și oriunde. Și de asta vă spuneam eu, că nu numai noi ortodoxi vedem îngeri, sau numai noi ortodoxi vorbim cu Sfinții și cu Maica Domnului și cu Dumnezeu. Ia ascultați! Și luând înștiințare în vis, deci visau și magii, erau oameni ca noi, deci nu erau niște oameni sălbatici. Ce deducem de aici? Că orice om care este rațional, cuvântător și are suflet viu, are comuniune cu Dumnezeu. Nu mă interesează în ce mod. E treaba lui și îl privește direct și personal. Aici era vorba de o intenție perfect bună. Hristos avea nevoie de o lucrare. Cerul lucra prin oameni binevoitori. Și magii s-au arătat preocupați de această bunăvoință. Și iată ce le-a făcut îngerul. S-a arătat și lor în vis și i-a înștiințat să nu se mai întoarcă pe la Irod, ci pe altă cale să se ducă în țara lor. Vedeți că magii ăștia nu fac lucruri la întâmplare? Vedeți că nu sunt orice fel de magi? Vedeți că sunt oameni aleși? Unde întâlnim exemplu în Evanghelie? De ce vreau să vă aduc până aici? Femeia striga în urma apostolilor. Nu era plictisit Hristos de strigătul ei, că aștepta să intensifice, vrea să-L audă mai cu inima, mai fără gură, mai din suflet. Dar apostolii, iritați de fonica sonoră, au zis: Doamne, dar slobode-o că strigă în urma noastră, că doar stați miercurea la maslu. Și ce a spus? Eu n-am venit decât pentru oile cele pierdute a casei lui Israel. Și insistent, Petru îi spune: da, Doamne, da, tulbură liniștea.
Și atunci, la insistență, Mântuitorul dă un răspuns prin care verifică și testează smerenia, curajul, îndrăzneala și totodată statornicia. Nu pot să arunc pâinea fiilor și să o dau câinilor. Adică tu n-ai ce căuta, ești pe gână drumul, pleacă. A jignit-o frontal în fața apostolilor ca să le demonstreze la apostol ce, că-i bădăran Hristos? Nu. A avut toată părerea de rău ca fiul omului. Hristos nu jignește pe nimeni. Așa a și spus Mântuitorul, de mă vedește cineva de păcat să arunce cu piatra. A jignit-o ca să le arate apostolilor că de alt neam fiind e mai smerită și mai evlavioasă și mai credincioasă și mai respectoasă și mai amabilă și mai răbdătoare decât ortodoxul nostru, care în momentul când îl calci pe pantof îți arată cât e de ortodox. Când îl împingi în autobuz îți arată cât e de ortodox. Când l-ai deranjat și i-ai luat locul și din biserică îți arată cât e de ortodox. Dacă te-ai mai băgat în fața lui la magazin îți arată cât e de ortodox. Dacă pe stradă cumva te-ai atins de el îți arată cât e de ortodox. Dacă îl și mai calci pe bec îți arată cât e de ortodox. Iată, această femeie n-a ripostat nici într-un fel, ci a dat lui Hristos o replică cu adevărat păgânească, dar dintr-o inimă dornică de credință adevărată. Câinii mănâncă din fărmăturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Religia ortodoxă este ospățul tuturor națiilor lumii, care la vremea și la timpul cuvenit, când vor dori, vor putea mânca din fărâmăturile ei. Dar nimeni nu-i cheamă la acea masă să aștepte, să le curgă saliva, să se uite, să vadă, să poftească și vor primi. Și în clipa următoare vine și răspunsul credinței ei. Mare e credința ta, femeie. Care credință? Ce era sirofenienci, hananianca? Ce era? O păgână. N-avea nicio treabă cu jertfele lui Moise și cu Pentateuhul. Avea legea lor. Erau păgâni cu asta basta. Erau popoare hananei. Care credință i-a lăudat-o? Credința din fapte. Bunul simț. Educația de acasă. Puterea de a respecta o valoare. Tu, dacă te duci într-o moschee musulmană, te descalți, că așa se descalță neamul lor. Nu intri încălțat să-i sfidezi religia. Tu, dacă intri într-un templu iudaic, respecti ce este acolo din respect pentru Dumnezeul lui. Tu, dacă intri într-o biserică catolică, respecti ce acolo din respect pentru credința lui. Și el va trebui să facă la fel când vine la tine, respectându-te nu pe tine, ci pe Dumnezeu, căruia te închini. Și cineva va spune, da, câți Dumnezei sunt? Sunt atâția Dumnezei câte minți se roagă lui Dumnezeu. De aceea psalmistul David nu spune, pe toți v-am făcut Dumnezeu și fii celui prea înalt. Toți sunteți Dumnezei și fii celui prea înalt. Deci eu în credința mea sunt Dumnezeul meu. Tu ești Dumnezeul tău, ea e Dumnezeul ei, el e Dumnezeul lui. Deci fiecare are o trăire. Ei, acea trăire tu n-ai voie să o desconsideri. Poți să o eviți, poți să o ignori în sinea ta, sau poți să nu crezi în ea, dar față de el o respecti. Îi respecti tradiția credinței lui și nu calci cu picioarele în ea, pentru că îi jicnești Dumnezeul lui. Hristos n-a jicnit Dumnezeu acestei femei, ci l-a scos în evidență. Mare credința ta, păgână ești, dar zeii tăi te-au învățat bunul simț. Și s-a întors cu obrazul spre iudei, spre ucenicii lui și poporul care îl urma și le-a spus o vorbă înțeleaptă, tot ca să o audă ei, să-ți fie ție cum voiești. Că de fapt ce se întâmplă? În toate rugăciunile noastre primim ceea ce ne dorim. Sameni ură cu legi ură, sameni răutate cu legi răutate, sameni invidie cu legi invidie, sameni răzbunare cu legi răzbunare, sameni dragoste cu legi dragoste, sameni blândețe cu legi blândețe, roadele ei. Sameni viclenie cu legi viclenie. Femeia a cules sinceritatea care a și semănat-o.
Magii au cules sinceritatea și roadele credinței care i-a cucerit și i-a copleșit în momentul când l-au văzut pe Iisus. Pe loc s-au convertit. Bă, ăsta nu-i orice om. Mă închin lui. Și i s-au închinat aducându-i aur, smirnă și tămâie. Ca drept dovadă pentru această închinare, îngerul le-a spus, bă, voi sunteți băieți finuți, ați venit cu gând curat, sunteți oameni de știință, v-a mirat steaua, ați cercetat-o, nu vă duceți la borfașul ăla. Ăla este un ucigaș de pruncă, ăla vrea să-l ucide pe Hristos. Plecați pe altă cale în țara voastră. Și l-au mințit, fiindcă au plecat. De ce? Imediat după plecarea magilor, același înger, ca să vedeți că lucrează în colaborare, și aici închei ce n-am terminat, după ce femeii s-a spus să-ți fie ție cum voiești, când s-a dus acasă din întâlnirea cu Iisus, a găsit-o pe fixa sănătoasă. Și ce a făcut? A întrebat, mamă, cam la ce oră te-ai făcut sănătoasă? Păi să tot fi fost 3-4, după amiază, 5, noi nu știm ce oră era. Și de aceea consemnă Evanghelia. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Deci în timpul când mama discuta cu Iisus față către față, fiica s-a eliberat de demon în ogradă. De aceea când vii pentru un bolnav la maslu, dacă tu chiar vii cu inima curată și vii pe deplin convins că puterea acestei taine îți ajută, să știi că ea te ajută. Dacă vii și spui, e, am mai încercat și asta, că mi-a zis cineva că e bine să vin la maslu, e, dar crezi tu că e bine, o să fie bine la Paștele Cailor. Tu trebuie să fii convins că Dumnezeu a spus clar în Evanghelie, de este cineva bolnav, să cheme preotul bisericii, preoții să-i citească și să lungă cu un de lemn sfințit în semnul crucii. Scurt, am terminat capitolul. După plecarea magilor, îngerul s-a arătat în vis lui Iosif. Vedeți? Să transmută revelația din nația păgână de acum în poporul lui Israel. Deci de acum să trece în casa lui Dumnezeu. Iosife, ia pe mumă și pe prunc și du-te în Egipt. Vedeți? Cu destinație, exact. De ce? Dincolo de hotarul altei țări, ești ca un repatriat, sau cum se cheamă astăzi, azil politic, sau ești ca un emigrant. Beneficiezi de regula țării respective și dacă nu este o convenție între cei doi conducători, tu nu ești, cum se numește, expulzat, nu ești dus, nu ești dus și predat. Ei, avea această garanție a libertății, era alt ținut, n-avea treabă. Și stai acolo până ce, să vedem până când, până ce îți voi spune. Vezi ce frumos? Deci revelația nu s-a terminat în prima clipă, are etape. N-ai văzut azi un înger și ești sfânt. Trebuie să-l vezi și mâine să-ți spună de ce s-a arătat. Tu trebuie să vehementezi revelația, adică să o respingi, ca nu cumva să fie înșelare ca de la dragi ca Evei oarecând. Iar când vezi că ea continuă și insistă și se repetă, cum spun Sfinții Părinți, atunci visul poate fi divin sau dumnezeiesc, sau arătarea poate fi într-adevăr de la Dumnezeu sau de la Maica Domnului. Noi în Ortodoxie folosim două termene. Ea pare sub formă de glumă, dar e adevărată. Pentru noi ortodoxi se spune că există două căi. Să vorbească Dumnezeu cu omul și omul cu Dumnezeu. Când vorbește omul cu Dumnezeu, înseamnă rugăciune. Deci noi ne rugăm. Ce este rugăciunea? Convorbirea omului cu Dumnezeu. Când vorbește Dumnezeu cu omul, deja trebuie să spui o problemă și să suni la spitalul 7, să nu fie o înșelare oarecând. Pentru că sunt prea mulți cei ce vorbesc cu Dumnezeu ei, adică Dumnezeu le vorbește lor, dar ei nu sunt cum cere legea lui Dumnezeu. Și atunci am dau seama că am de-a face cu ce? Cu șarlatani sau cu schizofreni. Deci teologia nu este pentru sclerozați. Teologia nu este pentru schizofrenici. Teologia nu este pentru paranoici. Este pentru ortodoxul convins, tulpuită de Sfinții Părinți care au trăit, au argumentat, au experimentat, au gustat, cum ar fi un Nicodim la Tismana, spune în viața lui. De ce vă fac mică paralelă? Că nu stau să vă explic viața lui Sfântul Nicodim. O găsiți la Pangar. Spune că a făcut un șarpe în piatră. A trecut Dunărea ca pe uscat.
A trecut de mai multe ori cu hainele prin foc să nu se ardă, nu că vrea să demonstreze că e sfânt. I s-a cerut să arate ce putere are credința ortodoxă. Citiți în viața lui. Și s-a numit sfânt făcător de minuni din viață. Ei, de data aceasta Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu, n-avea el oare o putere să facă o minune ca Irod să crape și să facă un infart sau să-și vomite mațele cum și le-a vomitat Arie la cel de la Sinodul 1 care strâmba dogma Sfintei Treimi și ființialitatea Fiului față de egalitatea cu Tatăl în treime? Foarte simplu putea, nu. A vrut să arate întâi că este om. A vrut întâi să arate că se poartă firesc ca oamenii. A venit întâi să se nască și să crească, iar după ce a crescut ne-a mântuit. De ce a crescut odată cu noi? Proverbul popular îl folosiți voi la țară. Zice, nu cunoște omul până nu mănânce un sac de pâine, un sac de sare cu el. Sau în căsătorie, zice, nu cunoște femeia lot până nu mănânci un sac de sare cu ea, după aia să-ți dai cu părerea. Ei, acel sac de sare raportat la problema noastră de aici este acesta. Hristos până n-a mâncat pâine cu noi oamenii pe pământ să vadă ce lichele suntem și cât de slabi și ticăloși, neputincioși și plini de patimi și de bube și de orgolii și de mândrie și de toate. El de aici vindeca leproșii din urmă ei să umpleau pentru păcatele lor. De aici ridica o loge, alții să o logeau pentru păcatele lor. Deci căderea, mizera societății nu era rodul unei boli, a unei epidemii, ci a păcatelor lor despre care Hristos le-a spus de multe ori. Farisei fățarnici, ce spălați paharul pe din afară, iar înăuntru e plin de putoarea păcatului, care ați omorât pe părinții voștri și le-ați zidit mormintele și pe prorocii voștri i-ați ucis cu pietre, le spune Ștefan, foarte frumos și de la obraz. Chiar atunci, noaptea pe loc, Iosif o ia pe prunc și pe mamă și pleacă în Egipt. Aici iarăși vă repet, să n-așteptați să povestească detalii evanghelistul ce a făcut Maica Domnului. Bineînțeles că obosită fiind, a mai stat la o casă, a mai tras la un han, a băut o cană cu apă, a alăptat pruncul, l-a luat în brațe când era frig, o fi stat și pe măgăruș când era obosită, dar au plecat că era poruncă. Nouă ni se descrie în câteva cuvinte, deci narațiunea este așezată cronologic. Nu, deci nu sunt povestiri aici, nu-i nuvelă, nu-i proză. Și stând și văzând că bate vânt, o floare îi splimba pe tava din dreapta în stânga, așa dia frumos, miros. Alea sunt pentru literatură. Aici este vorba de Evanghelie. Aici sensul de fugă și plecare în Egipt este sensul de a arăta firea omenească a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care s-a comportat ca un om firesc și normal, născut din pântece, normal de femeie, om. Deci de persoană firească, deci n-a avut trup aparent, n-a fost un trup special, n-a fost o întrupare specială, ci a fost totul firesc și normal. Și-au stat acolo până a murit Irod, deci vedeți, n-au stat o zi, două. Ca să împlinească cuvântul ce spune, din Egipt am chemat pe fiul meu, deci vedeți, altă prorocie spusă de proroci înainte. Iar când Irod, și acum ne întoarcem, vedeți ce frumos, arată ce a făcut pruncul în Egipt, și acum se întoarce înapoi și arată cum decurgeau, sunt la finalul Evangheliei, nu vă plictisiți. Acum arată cum decurgeau evenimentele sub domnia unui om tâmpit, abuziv de putere, megaloman. Văzând Irod că a fost amăgit de magi, deci vedeți cum a luat-o, că a fost amăgit, s-a mâniat foarte și a trimis și a ucis toți pruncii care erau în Betlehem și toate hotarele lui și mai jos. Aici este o chestiune frumoasă, nu, vă spun doar prorocia ca să nu lungesc povestea. Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire, Rahela plânge și nu voiește să fie mângâiată pentru pruncii ei pierduți că nu mai sunt. Deci iată ce frumos. E o prorocie care trebuia să se împlinească, că tot Israelul plângea. Vă dați seama să vezi mame cu copii mulți și evreicile nu era ca la noi. La noi 10 mame fac un copil și la oligofren că iau pastile și prezervativ. Nu, dragă, aia se mulțeau anu-șcârlanu. Iudeii avuse această poruncă pe care o țineau cu strictețe, iar evrei că avea 7, 8, 9, 10, 11 copii, ei nu se jucau de-a copiii cum ne jucăm noi. Și asta nu e ceva de râs.
cu două generații în urmă, dacă luăm generația lui 50 încoace, găsim o altă mentalitate, dar dacă luăm generația lui 900, deci finalul secolului 19, vom vedea că bunicii noștri au avut 7 copii, 8 copii, 9 copii, 10 copii, 16 copii. Acum a slăbit femeia în caracter și în putere și face numai unul și ăla idiot și bagabond, în sensul că când ai mulți, Dumnezeu pune daruri. Când ai unul, îți dă toate darurile ca să-ți scoată pielea, să simți că ai avut copii. Deci, lupta la 9 o dă în 1, lupta la 10 o dă în 1, lupta la 11 o dă în 1. De ce? Păi, tu ai vrut să scurtezi crucea, rumegușul vine ca după magnet după tine. Și toate praful care ți sare în ochi te face să te freci la ochi. Ce faci când te freci la ochi? Curg lacrimi. Mergem mai departe. Ce să văzându-se aproape ajunsă, revelația din nou se transmite și lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi împiedicată. Sfânta Elisabeta se spune că a rostit această rugăciune, muntea lui Dumnezeu. Deci, vedeți, cine a făcut cerul și pământul? Tu le-ai făcut, Doamne! Înghite pe prunc și pe muma lui și s-a făcut o peșteră în munte pe loc, a intrat acolo, a crescut un finic, a crescut un izvor, citiți pe metafrastul prologile și vețile sfinților. S-a băgat acolo Elisabeta și l-a alăptat un an de zile, ea a murit, a îngropat-o îngerul, iar copilul a fost crescut de înger cu mană și a fost cine? Ioan Botezătorul. Deci, vedeți, era o vețile sfinților, nu știu de cine scrisă, probabil un neinstruit, a trecut de cenzura sinodului și n-au fost atenți, și scria acolo, zice, și Sfântul Ioan Botezătorul creștea la casa sa și se zuca cu mama pe o gradă și cu copiii de vârsta lui. Deci dacă ei nu citise din vețile Sfinților, au scris ceva, băi, ce poate să facă un copil decât să joace. Deci e cu totul altceva ceea ce s-a petrecut cu acest sfânt al pustiei, despre care peste câteva zile, când ne vom întâlni și cine va fi de rând, veți auzi ce putere are botezul lui Ioan la Iordan și puterea bobotezei, când închinarea treimii s-a arătat, puterea Tatălui vorbind, Duhul ca în chip ca de porumbel și Fiul în apă. Și mergem în finalul finalului. După moartea lui Irod, iată după cât timp suntem, de acum nu mai era Irod Idumeu, ci era Arhelau în Ierusalim. Și ca să nu se ducă la el și să fie probleme, că îl luase frica pe Iosif, că știa că e fiul lui ăla, tot îngerul vine din nou, deci iată revelația continuă, și îi spune, zice, mergi în Galileea, în părțile Galileei. Și a stat acolo, spune, în Nazaret, ca să se împlinească o altă prorocie, din Nazaret am chemat pe fiul meu. Deci proroc din Nazaret se va chema. De ce am folosit toată această chestiune pe îndelete? Ca să vedeți că lucrarea Maicii Domnului a dat har și lui Iosif să poată comunica cu îngerul, să poată primi de la el informarea, să poată primi de la el mesajul, ceea ce înseamnă că lângă o femeie credincioasă, un bărbat, dacă se roagă, poate deveni foarte credincios și credincios, dar chiar pentru credința femeii sale, poate comunica direct și cu Dumnezeu. De ce? Viața aleasă și trăirea aleasă a Maicii Domnului, care era cea mai curată și mai sfântă dintre femei, i-a dat și lui Iosif această putere de a comunica direct cu cerul. De aceea astăzi i s-a dedicat această sărbătoare între acești mari doi sfinți. De ce spun? Dreptul Iosif și Nicodim de la Tismană. O viață de pusnici liniștiți, oameni iubitori de Dumnezeu, a făcut mănăstiri la Vodița, la Tismana, la Prislop, le-am notat eu aici în trei vorbe, la Gura Motrului, la Vișina, la Cuștea și mai departe undeva la Cascadă, mănăstirea Tismana și la, mai într-un loc încă o mănăstire, ca să știți ca idee, undeva la lângă Severin, undeva la Hotaru cu țara noastră, la Hotaru cu Serbia. Deci le-a lăsat, pentru că acolo Ludovic vine și dă o invazie și vrea să facă catolici și el se retrage mai în inima românească, cum se spunea, Transilvaniei, iar de aici va fi far călăuzitor pentru faptul că
existența lui în istoria țării noastre românești se întinde undeva de pe la anul 1340 până la 1406, când Mircea cel Bătrân îl consemnă în una din scrierile sale pe un tetraevanghel dat scris și un document foarte vechi pe pergament existent așa, ca ferecătură, ca lucrare, în care spune așa: am dat aceste danii rugătorului sufletului meu, eu Mircea Voievod, popii Nicodim. Deci, vedeți, și domnii aveau câte un rugător ca să poată cârmui bine legile țării și nu mai stăm să amintim de Neagoe Basarab, care a scris cartea către fiul Teodosie, și nu mai stăm să amintim de Mihai Viteazu, și nu mai stăm să amintim de Barnovski și de Ștefan și toate celelalte. Și nu mai stăm să amintim că organizarea monahismului pe teritoriul țării noastre, cu toate că începe organizat de la Nicodim prin această viață specială de obște pe care el o rânduiește cu anumite legi și regulamente care s-au ținut și după moartea lui multă vreme, noi am avut deja monahismul dobrogean prin cei trei mari, prin Ioan Casian, care a lăsat scrierile frumoase când s-a dus el și a umblat și a vorbit cu toți marii trăitori și a scris tratatul acela al lui Ioan Casian despre întrebări și răspunsuri despre viața monahală. Și apoi avem pe Dionisie Exigu, cel care a fost canonizat și tot la Dobrogea. Și apoi avem pe Vasile de la Poiana Mărului Paisie, Vedicicovski și mulți alții care la rândul lor s-au succes și au format acest lanț creștinesc, dacă vreți, până ce ajunge Cantemir să spun așa: în Moldova sunt peste 180 de mănăstiri de lemn și piatră, iar pădurile foiesc de pusnici. Deci nu erau rușine să te faci călugăr. Azi e rușine să te faci călugăr, pentru că trebuie să te însori, trebuie să faci copii, trebuie să vadă mamă ta și tată tu că ai lăsat moștenitorii în urmă, dar sunt mai importanți moștenitorii despre care spune David în psalm: iată eu și pruncii ce mi-a dat Dumnezeu. Că dacă biserica nu are preoți slujitori, vrednici și tineri și în putere, de la niște moși depășiți și bătrâni și în vârstă, care de acum și ei la rândul neputinței firești ajung să fie îngrijiți de alții și mor, bisericile o să fie monumente istorice și o să stea pustii. Nu o să mai găsim în ele slujbă, nu o să mai găsim în ele liturghie, nu o să mai găsim împărtășanie, nu o să mai găsim loc de spovedanie, nu o să mai găsim loc de rugăciune și o să spunem: vai, ce tare a slăbit credința, a slăbit, drag, a slăbit. Gândiți-vă la câte un copil care trebuie avortat în programul dumneavoastră de planificare familială și spuneți: ăsta îl nasc, îl cresc și îl dau la mănăstire. Și atunci aia ca odată s-a format obștea și ai cu ce duce mai departe viața monahală și ferice de mamele care nasc copii pentru călugări și ferice de mamele care nasc copii pentru maici și ferice de mamele credincioase care fac copii mulți și ferice de mamele care au comportamentul și trăirea absolutului model Maica Domnului, care este de fapt cea care a spălat păcatul strămoșesc, este cea care a ridicat femeia la cinstea cea din tâi, deci nu-i nicio diferență spirituală între bărbat și femeie, între sufletul bărbatului și al femeii, pentru că înaintea lui Dumnezeu nu se mărită și nu se însoară, suntem ca îngerii, dar face foarte mult înaintea lui Dumnezeu evlavia și credința și sensibilitatea femeii, ca să spun așa, care cucerește cerul mai repede decât bărbații cu sabia și cu oștile. Maica Domnului n-a venit cu tunuri, Maica Domnului n-a venit cu hoarde de tătari și cu arcuri și cu sulițe să-și câștige titlul de împărăteasa cerului și a pământului. Ci a venit și s-a așezat în scaun, stând blândă și smerită în brațe, cu un prunc, într-o iesle rece și friguroasă, unde boii, cunoscând pe Creatorul lor, au venit să sufle și să o încălzească cu botul și să dea aer cald, să nu răcească pruncul. Nu i-au dat nurofen și siropel de augmentin. Așa că binevoiți, scumpele și dragile mame, să hrăniți pruncii voștri cu sfânta împărtășanie, să-i hrăniți cu rugăciune, să-i hrăniți cu educație și cu evlavie, să poată fi viitor Nicodim de la Tismana sau Arhidiaconul Ștefan. Amin.